Deși a revenit deja la Chișinău pentru a vorbi despre vizita lui Plahotniuc în Statele Unite, nu a ieșit chiar el în fața presei, ci purtătorul de cuvânt al PD. La întrevederile pe care Vlad Plahotniuc le-a avut cu congresmani și senatori americani, s-ar fi discutat despre schimbarea sistemului electoral din țara noastră, afirmă Democrații. Deci s-a explicat foarte clar care a fost poziția Partidului Democrat din start, că s-a mers pe sistemul nominal. Evident că colegii din Statele Unite s-au referit la el, dat fiind că Congresul Statelor Unite este ales pe acest sistem. Purtătorul de cuvânt al democraților nu a putut să ne spună cu ce aeronavă a zburat Vlad Plahotniuc în America, însă un site internațional care monitorizează toate zborurile din lume arată că pe data de 16 mai la Chișinău a aterizat o aeronavă de lux, care a decolat spre Washington, iar pe 18 mai din Washington a zburat spre Miami, apoi două zile mai târziu la Chișinău. Nu pot să vă spun nimic la această întrebare, fiindcă nici n-a fost abordată chestiunea în cauză, doar a fost referințe făcute la obiectivele și la cele întâlniri care au avut loc și care sunt rezultatele. Vlad Plahotniuc a fost în Statele Unite ale Americii săptămâna trecută. Inițial, Adrian Candu spunea că nu știe despre o asemenea vizită, iar ulterior a confirmat-o.